berbec. Berbecii sunt nerăbdători. Lipsa de diplomația celorlalți vă poate indispune și ar trebui să nu luați în seamă toate lucrurile minore. Taur. În schimb, taurilor, nimeni și nimic nu le va distrage atenția. Sunteți puși pe făcut bani și pe noi proiecte. Sunteți deciși să le puneți în aplicare cât se poate de repede. Gemeni. O calitate a gemenilor este răbdarea și vor apela la aceasta ca să înțeleagă mai bine emoțiile și sentimentele celor din jur. Rac. Nu putem spune același lucru despre raci, nativii care vor răbufni foarte ușor, iar această atitudine nu va aduce niciun beneficiu. Leu. Dacă leii pun ochii pe cineva, e imposibil ca acea persoană să reziste șarmului lor. Vă bucurați de un real succes la capitolul cuceriri amoroase. Fecioară. Cele mai frumoase lucruri se întâmplă atunci când te aștepți mai puțin, iar asta vor afla fecioarele pe 23 februarie. Va apărea cineva care vă poate schimba planurile. Balanță. Pe balanță le așteaptă o zi complicată în ceea ce privește relațiile de colegialitate. Vestea bună este că sunt șanse mari ca ziua să se termine într-o notă pozitivă. Scorpion. Scorpionii ar fi bine să se pregătească sufletește pentru că ar putea primi o propunere greu de refuzat. Poate fi vorba despre o ofertă de muncă, o afacere sau o mutare. Săgetător. Nativii săgetători sunt favoriții zodiacului. Sunteți liberi să vă faceți planuri pentru viitor pentru că veți scăpa de o situație ce vă provoacă mult stres. Capricorn. Capricornii se folosesc de un as din mânecă pentru a atrage ceea ce îi interesează, iar stelele țin cu voi și veți obține ceea ce vă doriți. Vărsător. Probleme mai vechi își vor găsi soluția pe 23 februarie în cazul vărsătorilor. Aceste schimbări pozitive vă vor aduce o senzație de relaxare. Profitați din plin! Pești. Peștii sunt în mare formă. Dați dovadă de mult tact și determinare atunci când vine vorba de a vă atinge scopurile. Atenție însă la nevoia de a controla totul.